Domnul Dragnea are foarte multe voturi, are în mână foarte multe voturi, poate face legi. Majoritatea. Cum vedeți declarația asta, Enecu Dragnea? Dragnea este un tip șantajabil. Bine, ea merge cu materialul clientului, practic. Ea spune ce a zis Dragnea și ce am remarcat și noi, că a făcut pace cu sistemul. Eu o văd ca pe o confirmare. Încă de prin 2015 spuneam aici în platoul la dumneavoastră, când ne luptam cu sistemul lui Traian Băsescu. 2013, 2014, încă în 2015 era încă puternic sistemul lui Traian Băsescu. Spuneam că să avem grijă că sistemul lui Traian Băsescu nu înseamnă numai PDL și ce mai avea prin jur Schmidt, Hăineală, care acum e foarte apropiată de Dragnea, ci sunt și de prin celelalte partide. S-a dovedit în cei 2 ani de zile de atunci până astăzi, și acum o spune răspicat și Elena Udrea, că mulți din PSD erau, stăteau la masă cu sistemul, printre care și Liviu Dragnea. Liviu Dragnea stătea la masă cu Coldea, Liviu Dragnea era la întâlnirile respective, unele dintre ele, Liviu Dragnea o salvează pe Schmidt Hăineală, exponentul sistemului, și o pune prin tot felul de ministere și o scoate și o pune iar și caută un loc în guvern când membrii de partid care au muncit atâția ani de zile și s-au luptat cu sistemul, nu au loc. Deci, sistemul acela lui Traian Băsescu nu era doar Traian Băsescu, erau foarte mulți alții din alte partide. Ceea ce astăzi confirmă și Elena Udrea.